care se poate să ajute mai toată orașul nostru de țară. Aș vrea să mulțumesc în primul rând de alea de noastră de astăzi, de Sfântății Galați, și să-i mulțumesc și unui colegi Amada. Este un prim semn, un prim semnal important vis-a-vis de ce înseamnă relația cu mediul acolo și mai ales vorbim de acest oraș și de acest oraș și de acest oraș. Mulțumim încă o dată că am rămas aici. Aș vrea să mulțumesc celor care au venit din dinastia noastră, în primul rând, domnul ministru Eugen Todorovici. Nu cred că trebuie să mai subliniez prea multe despre dânsul, pentru că toată lumea știe. Un proiect care a corelat cu ceea ce
centrului multimodal de transport al Galați, un alt proiect aprobat de Guvernul României, aprobat de Uniunea Europeană pentru finanțare, însumând 130 de milioane, cele două proiecte corelate cu drumul locuitor al Galaxului, cu drumul de centură pe care ne-am propus să ne organizăm, le fac cu adevărat interesanți și lucrul cel mai important, pentru că toată lumea vorbește și vorbește de locuri de muncă. Un lucru trebuie să fie cum se poate mai. Fără proiecte de anvergură, proiecte care să aducă, care să vină cu difuzie de capital în zona noastră, nu se va putea nimic niciodată la Galați. Ne vom scumpita încet, dar sigur. Acesta este un proiect îndrăzneț, am angajat un proiect care se va realiza. Se va realiza cu sprijinul tuturor factorilor implicați, așa încât n-aș vrea să politizeze niciun fel această întâlnire. Ea face parte din un ciclu electoral, cum poate înțeleg, unii face parte dintr-o etapă firească și normală de desfășurării acestui proiect, o etapă în care firma lui Ferge, care a câștigat dreptul de a finaliza proiectul studiului de fezabilitate supraversare Dunăre, vine în acest moment și face un raport al activității pe o etapă. O etapă pe care dumneavoastră o străbătură. E un lucru firesc normal. E un lucru la fel de normal să declanșeze dezbateri. Și acest lucru l-am propus noi astăzi aici, invitând oameni din mediul academic, din mediul de afaceri, presa, administrație, pe domenii care sunt absolut interesante și cu oameni care sunt interesați de acest proiect. O să dau cuvântul mai departe celor din Berșen, sunt prezent din partea tehnică, să nu mai întâi lasă domnul Plaitu să facă o stică, nu? Încerc să zic că am intrat pe domeniul lui, pentru că am semnit niște etate. Scuze, vă mulțumesc pentru atenție. Aceasta era prima etapă care a fost concepută a fi plătită doar cu 20.
și riscul a fost semnificativ pentru mai mic. În momentul în care în această etapă toate lucrurile par a fi în regulă, de-abia trebuie să trece la următoarea, plătită cu 30%, cea care constă în studiul de dezabilitate în adevărat, în sens al cuvântului, și urmând ca cea mai mare parte, jumătate din bani, să fie plătită de către administrația noastră, doar în condițiile în care acest proiect are finanțare, să ajunge la momentul negocierii și semnării contractului cu un finanțator, evident, în condițiile în care toate diligențele depuse de ambele părți au fost îndeplinite și cu consecințe evidente în cazul în care ceva rămânește se întâmplă dincolo de dorința noastră. Acest lucru am putut să-l menționăm și să-l subliniem încă o dată, pentru că a demonstrat încă o dată dorința administrației locale de a avea un proiect de succes și de a intra într-un proiect, nu doar de dragul de intra, ca să ne facem de râs, pentru că, într-adevăr, în primele zile, în primele luni, de când am discutat de acest lucru, au fost semnale ușor ironice. Vreau să spun un singur lucru, că înainte de Revoluție aici a fost un proiect de traversare a Dunării Bot și chiar în anul 1995, faceți dumneavoastră suportarea și vedeți, cam pe timpul căreia registrației, s-a realizat chiar un studiu de fezabilitate, de prefezabilitate, plătit de primărie, s-a materializat în două volume. Deci, această idee nu este una nici futuristă, nici nebunească, nici inconștientă, și este un proiect care se foarte serios. Asta am vrut să fac câteva precizări înainte de a da cuvântul companiei, care se prezinte, sau orice ministru, domnul ministru, doresc să se prezinte. Eu zic că mai bine ar fi să fie întâi compania, să se prezinte din punct de vedere tehnic, și după aceea să intrăm în partea, să spun așa, de iar. Partea asocierii, expertelor Făstăcea și Asociației și Ernst & Young, colegii mei de la partea partenerilor din care sunt prezenți aici pentru a vă oferi detaliile tehnice, financiare sau legale care sunt acum disponibile, care sunt la această dată disponibile. Am avut care încercăm să ducem la cele mai bune condiții. Am fost suficient de nebuni să acceptăm și condițiile de plată pe care le-a expus domnul Daniel anterior și ne-am rugat de treabă. Etapa în care suntem acum este etapa 1, în care se fac studiile de teren, geo-hidro, studiile de plată, cercetare legislativă, modelare financiară incipientă, așa că date foarte exacte nu vă putem oferi. Însă, o imagine de ansamblu ne-am putut forma și vă putem oferi și dumneavoastră. Aceasta este data României în contextul colegarilor pan-europene de transport. Se poate constata că sunt trei colegari importante care traversează România, Coridorul 4, Coridorul 9 și Coridorul 7, care este numărul. Două regiuni între
Am fost studiat în cadrul analizei anatomiei de traseu 6, al de anatomiei traseu, iar domnul cer de părere din va da detalii de tehnice. Bună ziua! S-au studiat din punct de vedere al posibilităților de realizare 6 locații în diverse puncte ale Galațiului. Aceste locații au fost discutate și cu partenerii noștri din primărie, astfel încât să putem găsi cea mai bună soluție. După cum observați, o primă locație este studiată în zona de sud, în zona cartierului ANR, care traversează apoi și se leagă la drumul național în zona de o a doua variantă a fost studiată cu traversarea în zona Lidă. O a treia variantă traversează în zona actualului Bac. Apoi sunt o variantă care a traversat în zona mai Mătescu, una studiată în zona gării Triajului CFR și o a treia în partea de est, în zona parcului industrial. Practic, pentru toate variantele s-au identificat zonele caracteristice din punct de vedere constructiv, astfel existând trei zone caracteristice. O zonă de, să zicem, masă inițială, o zonă care se execută, se poate executa în sistem așa numit cadru-cadru, adică se execută niște pereți cuvați de la sol, se închide apoi escapația și se execută sub această închidere. Și a treia zonă este o zona cea mai delicată, executată cu scurt. Pentru fiecare dintre cele trei zone am stabilit un profil transversal de cea mai bună. Astfel s-a ales o secțiune de drum clasă tehnică 3, cu partea carosabilă de 7 metri și platformă de 10 metri. Pe zona rampelor de coborâre care în principiu sunt în zona cadencală, se propune asigurarea două benzuri care, pentru una pentru vehiculele mele, una pentru vehiculele rapide și o bandă de coborâre. Pe zona de executată cu scurt, care circulare, partea de rampă de asemenea se asigură o bandă suplimentară iar pe zona care este bază orizontală, circulată este cu două despre sens, cu zone de refugiu pentru vehiculele aflate în dificultate, cu zone de evacuare pentru utilizatorii în caz de calamități, astfel încât să se asigură utilizarea tunelului în cele mai sigure condiții. Adoptate în nivel european.
că aveți anumite detalii tehnico-juridice, nu știu cât de interesante sunt la acest moment, însă ceea ce este important este că intenția este de a transfera către concesionar o parte semnificativă a riscului de operare. Adică el va trebui să-și recupereze o parte semnificativă a investiției din tarifele care vor fi practicate pentru accesul, pentru utilizarea drumului. Cu privire la structura de implementare a proiectului, cum am spus, este o luare în parte de în sarcina concesionarului vor intra toate aspectele referitoare la proiectare, construcții, operare și întreținere și inclusiv finanțarea tuturor activități. Și pe cale de consecință va prelua o parte semnificativă a riscului de operare, riscul de piață legat de utilizarea tunelului de utilizator. Probabil că va avea o structură de implementare a proiectului, o structură de finanțare pe bază de proiect, în care elementul esențial este faptul că rambursarea împrumuturilor pe care se va contracta pe concesionar va fi asigurată din veniturile proiectului, acesta fiind elementul esențial la care se vor uita potențialii finanțatori, și anume capacitatea proiectului de a asigura rambursarea împrumuturilor. Și din punct de vedere procedural, legea concesiunilor reglementează două proceduri pentru atribuirea contractelor de concesiune, licitația deschisă și dialogul competitiv. Fără a ne antepronunța, estimăm totuși că în acest moment vom alege o procedură de dialog competitiv care permite stabilirea cu numai interacțiuni cu candidații prezentate a soluției cea mai bună pentru autoritatea contractantă de realizarea proiectului. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din, din punct de vedere economic. Și cam atât la acest moment din punct de vedere Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană
finanțărilor. Sunt capabile să ofere finanțare pe termen mai îndelungat, adică o finanțare care, ca și termen, să se apropie de durata de viață a proiect care include și construcție și operare. Unele dintre ele, nu toate, sunt capabile să ofere costuri de finanțare mai reduse decât băncile comerciale. Și un aspect foarte important pentru comunitate este faptul că nu vor finanța proiecte care nu îndeplinesc anumite standarde de mediu și standarde de impact social. Din acest punct de vedere, întreprind analize foarte riguroase și acest lucru poate fi interpretat ca un proces de decizie și aprobare mai mare. Însă, din experiența noastră de lucru cu aceste instituții, ori câteori apar un proiect de infrastructură, în general, sunt un semnal pozitiv pentru investitori, pentru investitori privați, pentru băncile comerciale și dau un plus de credibilitate în proiect, dacă decid să rămână și să evitează pentru și decid să să se uite la finanțarea de lucru. O opțiune foarte largă de finanțare este reprezentată pe băncile locale. Suntem în România. Băncile locale pot avea un rol esențial în finanțarea proiectului, prin plus de liquiditate în tranzacție, pentru tranșele multe care o finanțează, tranșe care vor fi de la un simplu, la o simplă finanțare multe de care au integrat la construcției până la tranșe mai mari, pentru această tranșă de împrumut este cu alterație de zero, pentru că împrumutul se amortizează în lei, este în lei, și veniturile din taxa de traversare sunt în lei. Un aspect pe care trebuie să-l avem în vedere, în momentul în care vorbim de finanțarea cu ajutorul băncilor locale, este faptul că finanțarea în regim de recurs minimat sau fără recurs, deci o finanțare care se descrie la proiect și nu se creează la proiectul nu merge, nu se creează sub acționare și investitorilor privați, tipul acesta de finanțare pentru băncile de integrare în România are o istorie și o limitată pentru sectorul de transport. Fondurile europene. O sursă foarte importantă. Suntem în etapa de structurare a proiectului. Dacă în etapa de construcție, intenționat, cât este necesar de investiții pentru construcție. Se intenționează ca principiul autoritatea să finanțeze parte din costurile de construcție. Atunci autoritatea se poate cofinanța prin fonduri europene structurale sau alte tipuri de opțiuni legate de fonduri europene. Fondurile europene au niciodată încerc să vă lăsuți. Băncile internaționale. O altă opțiune de finanțare. Dacă sunt bănci internaționale care au deja o experiență în finanțare fără recurs sau fără recurs similar, e clar că ele se vor simți mai confortabil să finanțeze un proiect pe 20 de ani. Se vor simți mai confortabil să finanțeze maturități pe termen lung. Și să accepte anumite clauze contractuale care sunt specifice finanțării proiectului în acest regim. Trebuie să avem în vedere și un partener privat, investitorul privat, investitorii care au lucrat procesele acestei de licitație, vor veni și cu băncile proprii, fiecare companie are o bancă de casă. În ziua de azi, când candidatul de putere se strâns, fiecare bancă încearcă să-și recomandeze în mod strategic conturile către clienți cheie. Deci, este foarte, foarte important
cine va intra în procesul de amestecat și unde se urmă și ce cu ce vor și ce vine în spate, ca să se face de casă. Am vorbit despre legături internaționale. Pentru anumite plănci, riscul, mai ales dacă vin în viață mai mature, riscul de țara a economiei poate cumpări desfărțații favorabili. Și atunci această situație poate fi adresată prin discutarea cu instituțiile financiare internaționale despre care am vorbit anterior de garanții care să micșoreze riscul creditorilor internaționali sau dacă se preconizează pe lucrarea de construcție vor fi import de echipamente materiale în funcție de țara de origine, doar de exportatoare, pot exista garanții pentru creditele de export. În funcție de țara de exportatoare, Germania, Milan, etc. Știm acest lucru. O opțiune care se spune se va schimba. Știm sigur că astfel de proiect, investitorul privat va trebui să contribuie cu propriul capital. Contribuția investitorului privat se va face din capital propriu subscris și lansat și prin întâlniri subordonate cu acționari. Iar dimensiunea efectivă, odată participarea proiectului a investitorului privat, sponsorul a companiei private, este în ultimul consumat dat de către lansator, care vor solicita minim 20% în capital al investitorului, capital de extra investitor, din 30% din 40%. În funcție de negociere. Și tot în această zonă de contribuție a sponsorului cu propriul capital, în situația în care se plătește de sume mari care pot participa de să participe în proiect. În funcție de condițiile de candidare de care companie privată, se poate asocia cu un fond de investiții privat care să substituie la capital și să aibă fonduri private de investiții care sunt specializate pe infrastructură. Acestea sunt opțiunile de finanțare pe care le avem în acest segment, unde vedem că am mix.
calități de a încasa aceste venituri. Și trebuie să poate discuta în conferința de care îl propune și la suportarea de legate de capital. Să avem o echipă la nivel local care să intre de vorbă cu el,
Și chestia aceea, ați avut nebunia de a semna contract, o să spun să mă poate, ați semnat pentru că asta s-a face cu contract, obligat. Vă semnați, luați pe care vă faci, obligați să vă faceți un proiect de calitate și altă. Vă sugera o idee, dacă dați voie, nu gândiți etapă după etapă. Gândiți-vă în paralel. Și anume, pe doar parte, gândiți partea tehnică, cu studii ce ați vrut să în această zonă. Iar în paralel, gândiți partea de finanțare. Eu aș merge cu finanțarea băncii europene de investiții, odată. România este parte din această bancă, la nivel de guvernator, la nivel de board executiv, și își poate include finanțarea la acest nivel. Am fost parte la acest nivel. Și știu cum se decide acolo finanțarea. Deci, este o finanțare care trebuie adresată, este o finanțare definită. Da. Mai mult, încercați și lucrul următor, într-o variantă alternativă pentru a să transferați îndrăgirea riscului către constructor, pentru că bugetul local și cel de stat să fie degrevat, sau degrevată de presiunea fiscală bugetară. Deci, cum spuneam, în paralel, de ce? Pentru că, indiferent de firma care va câștiga la prețe, să aibă finanțarea sigură. Am mai văzut până la înțeleg să vă votăr, din păcate nu am văzut motive locale pentru a ceva, dar cam așa ceva. Și dacă aveți încă de de spate, vă stau la dispoziție cu mai avea, pentru că poate e un proiect de interes pentru Gălățeni și pentru român în general. Eu aici mă comparateză, îmi doresc foarte mult, vă spun sincer, să trăiesc acele clipe când vedem Galațul și Plăinea dându-și mâna, gândind unitar, fiind coerenți, fiind integrarea necesară, pentru că zona aceasta are potențial la asta. Eu am spus de foarte multe ori, de foarte multe, foarte multe ocazii, când lucrurile acestea vor sta în acest fel, Bucureștiul nu va avea nici să se teamă. Pentru că potențialul economic al acestei zone este enorm. Situarea, Dunăre, Marea, toată această zonă, toată această zonă este extrem, extrem de bine, să spunem, echipată. Bun. Acest proiect, e adevărat, știți mai bine, pe mine am spus de altul timpului multe discute, discuții, să facem pot, să facem tunel, să facem asta, să facem altă. Și stăm, vorbim și ne întrebăm de ce nu putem să mișcă. Deci, haideți să facem acest proiect. Haideți să finalizăm. Eu spun că mai puțin de 24 de zile se poate face totul ca să se înceapă o parte de lucrare. Îmi doresc într-o nouă guvernare cât mai rapidă. Să stimulăm chiar acele companii de consultanță sau de construcții care își termină mai repede contractele pe care le au cu partea publică, pentru că pentru există un stimulant. Termin mai repede cu 6 zile, există o formă de cadru pe baza căreia să poți fi tu ca și companie stimulată. Va fi ceva instant, pe atunci când facem fondul de pe poate de achiziții publice, ce am început aici. Achiziții publice astăzi nu există, nu există bază legală. Și eu, mai ca senator, ca fost ministru de finanțe, fondurătoare, pot să nu e vorbe campania, dar în rezolvați să vă am blocat problema în mii, efectiv. Pentru că știm foarte bine astăzi, când România nu are guvern. Și sper, în toată inima, să nu fie o ambiție a cuiva de a trece în Belgia. În numărul de zile, fără guvernare, adică 589 de zile, pentru că nu te-a spus că nu știu ce era, dar cam așa este 589 de zile, Belgia nu a avut guvernare, până că acolo nu stau. Acolo au niște ceva de făcut și fără la guvern, care se spune ceva de făcut. România e puțin mai altă. Din păcate, astăzi vă mai peste guvernată și prin poate nu e chestie de politic. O simțiți cu toți, o simțiți cu toți. Și sper să vă simțim și mai puternic în mâna cu toată zile. Pentru că să ai 6 luni de zile în care nici un mare european, cu bază de bani europeni, pe care vreau. România nu are bani europeni astăzi. Zero absorție. Avem 2 miliarde de euro în România ca avansuri pe motorul și financiar. Unde sunt banii ăștia? Îi ține banca națională în conturi. În loc să fie dații de economie, să fie plătite miile de facturi care se acă în tine pentru beneficiari, să fie plătiți așa și fermieri cu subvenția pe care obligatoriu trebuie să o primească pentru că dacă nu mă rămâne la ce au făcut, încoate, nu luați ca o chestie politică. Este o chestie de român. Și
spune să spun fiecare dintre românii, indiferent de rând, indiferent de care care vor avea ei, pentru că este vorba de interesul național. Uitați-vă astăzi aici. Ambasada americană este reprezentată foarte bine și șerută și mulțumim foarte cu această cale. Este un semn de siguranță că lucrurile pe acest proiect se vor derula așa cum trebuie. Dar este de admirat și în modul ambasada americană este atât de companie de sală. De la companie americană. Prin proiect și foarte bine. Este vorba că cea mai companie de șansă, dacă nu cel, a treia, a scăzut în majorări. E o drăză să preferiți și prima companie. Și spune că este o care a prezentat chiar și întâlnirea care este în locul celor două întâlniri gemene. Un lucru foarte important, a spus și de asta se vedea și cum se va face în reclamă asta. Că se spune că nu a fost foarte bine. A spus un lucru bune, dar a spus și prea puțin bun. Trebuie spus. Deci, iată cum oficialii își sprijină, da? Companiile produse, ceea ce este un lucru foarte bun. Noi, din păcate, în România avem această problemă a noastră de ani de foarte mulți ani de zile. Nu ne sprijin nici măcar noi de noi comunității de curaj cu guvernul, cu invers, da? Tot timpul o problemă de luptă care nu duce la nimic bun. Eu sper că continuare să vă spun sincer. Am toată convingerea și speranța că n-aș mai fi senator, n-aș dori să mai fiu puțin publică, dacă n-aș avea speranța că lucrurile pot sta și în România așa cum dorim toți. Ne raportăm, cum vedeți, de fiecare la țele din vestul Europei. Adică un trai bun, un trai decent, o viață bună, dar când vine vorba să facem și lucrurile ce puțin avem de bine cum fac cei de acolo, încep să scâți el. Vă spuneam de fondul europene, vă spuneam de partea de investiții pe care investăm, de finanțe, timp de finanțare pentru instituții locale. Finanțele pentru locale sunt acum avocate, iar nu înțeleg de ce. Se spune că nu sunt bani. Ca ministru de finanțe, dacă n-aș fi fost pentru ministru de finanțe, aș fi spus că așa este. Poate cei de acolo, mintea lumeată, așa spune eu ce spun. Dacă a fost ministru de finanțe și nu doar a fost, sper și care că pentru anumit an, sau perioadă, niciodată n-am să spun că nu sunt bani. Nu există țară care să fie bani, așa ceva nu există. Există doar un cost al finanțării mai mare sau mai mic în funcție de nivelul la care țara se află. Deci, e o crimă să spui în România astăzi, când România are nevoie de investiții, are nevoie de oameni de investiții, pe de altă parte de și de salarii, în sensul bugetar, în mediul privat, în măsuri fiscale care să stimuleze mediul privat, fără de care cei care trebuie să face fonduri sociale nu pot să o facă dacă nu există un nivel puternic și nici mai mult niciodată. Deci lucrurile se văd în sectorul privat, în zona sectorului privat, care este stimulat prin investiții publice, prin relaxare fiscală, pentru că ar să devină, într-adevăr, o zonă în care companiile străine și nu numai, și investiții în general să vină. Din păcate, astăzi spun că și sper să mai o motivă să fac acest lucru, să o spun în continuare. Noi trebuie să învățăm să fim mai duri, mai fermi, mai ațăgoși și să spun, și mai ales oameniști. Altfel, dacă noi le vedem interesul nostru, este că nu să fie niciodată cu Bruxelles să ne dea bani. Auzeam acum câteva zile, nu știu, am fost la o conferință la Stătundă, unde era și doamna comisarul Crețu, și acolo ministrul al Fondului Europene, și cu toții funcționau Uniunii Europene față de ceea ce nu a făcut. Nu. Uniunea Europeană nu a făcut absolut nimic nou în casă. Nimic. Și o spune persoana, poate cea mai vechi ca și experiență în relația cu Uniunea Europeană din România și chiar din alte zone din Europa. Adică dacă nu veniți ceea ce trebuie să primești, nu primești. Da? Că suntem în Uniunea Europeană este și datorită nouă. Și datorită interesul pe care îl are Uniunea Europeană să fim în spațiul european. Asta nu înseamnă că voi contesta vreodată o astfel de structură europeană. Din contră, noi am primit pe lângă banii europeni. Cel mai important lucru, de fapt, nu sunt banii europeni pe care primim o dată aderarea noastră la spațiul european. Cel mai important lucru, care nu se poate măsura, este ceea ce vine odată cu banii europeni. Să spunem, principiile europene, mentalitatea europeană, deschidere, înțelegere. Asta este cel mai important câștig al nostru ca membrii ai spațiului european. Dar, de fapt, încă o dată, nimeni nu ne va da dacă noi nu ne vom bate pentru acele lucruri care trebuie să fim și noi. Nu vă țin, eu vă că mult sper cu și cu realizările de stagiul puțin atât, sper. Mă bucur că am avut
la început și n-am văzut și două șanse să poată. Două șanse să poată pentru mine ca persoană. Cum am vrut să demonstrez, știu ce pot, ce care mă cunosc, ce pot și ce pot să fac, să demonstrez în țară și în afara țării noastre, că România nu poate să facă lucrurile atunci când își dorește cu adevărat. Și anume, în zona de fondul europene, vă aduceți aminte, România a avut, în fine, din păcate și în mai avem, cea mai mică rată de absorție pe Comunul Europei. În 2 ani de zile de mandat ca ministru de Comunul Europene, România a avut cea mai mare creștere. 44% am avut în 2 ani de zile. Am ajuns în țară 7,4 miliarde de euro. Sunt date oficiale pe care Comisia le confirmă. România va avea un euro, din păcate, de înainte în an și după lume. Dar cel mai important este că România a fost prima de Europa când de 2 ani de zile, în acest an, la adversarea de bani europeană pentru un stat membru. Asta înseamnă foarte mult. Înseamnă că România a demonstrat că poate. Din păcate, nu este constant în ceea ce face bine. La Ministerul de Finanțe, după toate astea terminați, de a se repede o dată, este chestia care arată foarte mult că România poate. Codul fiscal. Asta nu foarte mult la Ministerul de Finanțe, undeva la urmă de zile. Dar mă bucur că am reușit în asta la urmă de zile să facă niște măsuri extrem de importante. 9% s-au întrecut pentru toate produsele de alimentare. O măsură pe care mulți au contestat, foarte mulți. Aici, și de-a dreptul fiscal, țin să mulțumesc reprezentantului la noastră de americană la București, pentru sprijinul pe care am primit, în discuție pe care am avut la acea vreme, și că am fost singura ambasadă, sau singura zonă care a transmis un sprijin și admirație față de cele măsuri. În rest, cam prin Europa, restul de ambasade și-au manifestat un pic nemulțumirea de ceea ce s-a aplicat, că cel fiscal. De ce? Tot pentru interesul european. Pentru că anumite activități se mutau în România. Când ai dividendă la 5%, normal, interesul este să vină în România să activezi. Când ai un total de 20%, la fel devine interesant aici. 9% la apă și nu uitați să de măsuri. Deci, asta nu mai comentez și nu mai sugerez modul în care am trecut. S-a dus multă pentru o aprobare de fiscal. Știți foarte bine. Au fost la fel foarte multe voci și care m-au pus la fel să văd pe mine ca ministru de finanțe, cât și pe primul ministru de politică română. De ce? Doar pentru dorința de a nu lăsa România să sară de cealaltă acest deficit de 1%, în condiții în care țări mari, Spania, Marea Britanie și altele, Cipru și altele, au deficite foarte mari. Spania, 5%. Și de ce Spania nu să facă 5% deficit și România să facă 1%? Adică ei se poate investi și noi se poate investi. Atunci cum poți să ai intervenția și dorința și speranța, mai ales, că tu vei putea la urmă să ajungi acele țări din urmă. Și am spus foarte mult nou, care e indiferent de discuția la care vă spuneam, să spun nou și să trecem prin Parlament și după aceea prin Guvern, că avem de aici un cod fiscal care să nu se rămâne din ceea ce am făcut de curs. Este un cod fiscal care, probabil, va să se la nivel local, gen acest pasaj de sub 100% de lui, poate să dea ceea ce investitorii cau. Cum? O lansare fiscală, productivitate, un mediu economic din ce în ce mai bun, infrastructură bună.
Și vreau să vă zic că am participat și eu la cea mai scăută la care făcea referire. Dar și am văzut acolo cum se certau anumite reprezentanți. Și am dat seama că așa cu buzi la mare vis-a-vis de ce se întâmplă pe viitorul ăsta de fond. Am văzut un nou ministru care era de 3 zile de rost acolo și nu știa nimic. Din păcate, mi s-a dat și mie o întrebare sau am fost rugat să pun o întrebare ministrului vis-a-vis de pe care eu am să-mi prezint la și întrebarea frații mei. Vis-a-vis de ce înseamnă a trăi într-un guvern sau într-o țară în care guvernul poate să și lipsească câteva zile sau sute de zile. Dar condiția ca autoritățile locale să poată să genereze proiecte coerente, importante și care să dezvolte bine zonele și guvernul schimbă Thank you.
pe felul în care mi-a fost mie prezentat și cum am recepționat pe acest proiect, l-am înțeles, ca un proiect foarte mare important în strategie pentru legiu. Sigur că am să descriu acea plajă pentru că au fost descrisă de specialiști. Însă mă gândesc că realizarea o asemenea proiect ar fi important pentru noi toți, de la Galați, până la Vaslui, până la Focșani, până la Peacătineanț, până la Suceava, până la Iași, pentru că dezvoltând în asemenea proiect și poate învărind legătura aceasta prin legături pe care cu Galați de restul țării, am putea avea ocazia să stabilim un drum mult mai sur prin Bătlar, Vaslui, către Iași, cele două ani, ca să avem un drum foarte bun pentru turism, pentru transportul din Bătlar, pentru un transport de persoane care se reunesc, să zicem, la Rațul, Bătlar, Vaslui, cu Teatra Neamț, posibilitatea de a trece printr-o transportare și dacă analizăm pas cu pas consecințele unui asemenea proiect, cum ar ajuta concluzia că este foarte importantă pentru dejuni și de aceea, indiferent cum vor lua lucrurile, eu, dacă nu mai fi pe acolo, voi susține din poziția în care sunt acolo acest proiect pe cei care îl promovează și evident noi indicarea tuturor celor din regiune pentru realizarea acestea. Vă mulțumesc! să scăpăm de chestia aceasta cu traficul de influență
sau de altele probleme masivate. Așa cum se întâmplă la dumneavoastră și în lumea civilizată. De asemenea, vreau să apreciez teracitatea. Teracitatea a fost până în zilea de la primarul Sanc, primarul Palațului, pentru acest proiect. Chiar crede chestia aceasta. Suntem cei care își pot să ne întrebare, suntem cei care, sigur, nici nu cred, nici nu sunt părtași, alții sunt părtași, așa e într-o societate și într-o colectivitate. Eu pot fi acuzat că sunt un lucru părtaș, din punctul acesta de vedere, dar nu sunt și vreau să credeți că pentru noi este, pentru noi de afaceri este extraordinar asta de investiții. Ar fi un colat de salvare, cred că e importanța, sigur, economică, socială, pe care va da pentru pur și simplu mediul de afaceri pentru agenții economici, sigur că înseamnă enorm de mult pentru crearea locurilor de muncă, pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea capacităților de investiții, și tot ceea ce se pot vedea din acest punct de vedere. Totuși, vis-a-vis de prezentările care s-au făcut aici, am de făcut niște comentarii. Nu sunt musai întrebări. Sunt niște nelămuriri. Și vreau să fie tratate ca atare. Adică nu întrebări cu reavoință, nu întrebări de musai să punem în dificultate cu cineva, ci pur și simplu niște lucruri care poate să vină să lămurească, atât pe mine, cât și pe cei din domeniu. Eu sunt un mare economist. Mă bazez pe o anumită experiență și, de asemenea, pentru că voi ridica probleme de bun simț. Sigur că, din punct de vedere economic, noi privim această investiție cu ceea ce se numește repercursiunile atunci ce va fi finanțat. Dar are legătură cu derulare, legătură cu implementarea acestia. Sigur că avem câteva lucruri de comentat sau chiar de întrebat. În primul rând, mi-a plăcut foarte mult aici lucrurile legate de finanțare. Ok, avem soluții de finanțare, după cum au fost spuse. Dar eu mai știu și un lucru, că la nivelul a ceea ce înseamnă sumele vehiculate, este neapărat necesar să avem niște garanții foarte mari sau niște garanții guvernamentale de care nu putem să se scăpăm. Mai știu de asemenea că trebuie să existe pentru astfel de investiție o conexiune clasă. Ce se fac? Nu se puteți, credeți că cineva știu ce există o sincronizare cu o reușită de asta? Este o posibilitate. Doamne, este posibilitate. Era posibilitate. Vis-a-vis de sus.
fie cineva, orice cineva, în România, să pună niște bani pentru a lega Galați Express de orice cetățean din infrastructură, o autostradă în România Express, mai întâi trebuie să fie o motivație. Și pentru acest lucru am pornit la acest proiect. Al doilea principiu, proiectul acesta nu merge pe povara bugetului public. Asta este ideea, încercăm pe finanțare, cum vorbim, încercăm pe a face fonduri de investiții pe care să treacă povara cel care va avea concesiunea la lucrări. Și pe Să nu cred că suntem în stat, noi, fără sprijin guvernamental, încă o dată și vă mai spun un lucru din acest asta este ultimul lucru, să concluzionăm. De acord, eu am fost pasajul, într-o țară, la ora actuală și... Mă vizea că sunt, vă rog. A, bine, asta, vă rog. Hai să vă spui și o modul de fiscală. Ia spuneți-le codul fiscal, că e interesant. Ne oprim aici. Cât ați câștigat voastră pe codul fiscal? Ne oprim aici. Vreau să spun un lucru, până la fiecare din care mai contează să se ieși și de la o locuță, o care să știți ce să ceară. În acest moment este un proiect care iată a suscitat interesul unui ministru, un guvern care a funcționat așa cum trebuie și am avut la rădare. Vreau să fac o precizare și vă rog pe toți cei care vor mai lua reprezentantul ambasadei statului de este aici. Mulțumim frumos, este în calitate de observator ai evenimentelor, îi mulțumim pentru că a venit un mesaj important, dar vă rog frumos să vă limitați la orice alte discuții pe acest subiect. Nu este invitat pe Big Burger sau nu a venit cu compania Big Burger. Și apropo de chestiunea aceea, să ne limităm la poveștile ce înseamnă trafic de mânt sau altă de până una, dar se asuma un proiect cum se arăt cu acesta și iată că noi aici chiar ne-am asumat. Domnul Teodorescu, cine urmează după aceea și să scrie la urmă? Iar dacă el nu va fi dezvoltare economică, investiția va fi privată, înseamnă că tot privată va încasa și taxe. Sunt care și nu care trebuie clarificare. Mulțumesc! Ce a făcut? Au rămas între secunde. De ce?
asta se gândească dacă totul pe care l-a făcut din punct de vedere în țară va folosi sau atât de multe lume se compune. Deci nu vreau să stăm să ne gândim și să nu facem nimic. Nu mai am spus că sunt unul dintre potențiali și susținători ai acestui proiect. Și eu sunt unul dintre oamenii care a susținut inclusiv pe Facebook acest proiect. Ceea ce am spus eu este că trebuie ca din partea autorităților să vină mult mai niște cifre, mult mai bine documentate. Atât la tot. Eu vă spun, dacă am aceste cifre și voi ieși, vă spun programul efectiv care va vă da acest proiect. Nu este nicio problemă pentru că ăsta este drept, dar nu puneți cu mine în gură. Consultantul de ceea ce îți explicau să mă vedeți, practic, de foarte dată. Să dă câteva lucruri generale. Mai departe, în ceea ce Constantul face ca stil de oportunitate și multe altele, acolo se va explica foarte clar, din punct de vedere economic, care este câștigul. Da? Care este finanțarea, la fel, cea mai apropiată de masă cu noi. Dar tu, masă cu noi, în Buzău, modul pe care ți-am spus mai devreme, când era fi folosit, pentru că cartea lui mai mult ca și cum să fi folosit pe drepte de bine, camionul, curajul, la parte și absolut bine, aceea zona Buzăului, și care era putea să lucrează pe la până la mărăcine, deci 30 de km de bine, aceea zonă a deghizit economic. Da? Uite o vezi simplu. Un pot, care e importanță cum va fi acest cadru? Eu nu ne învață să vorbești, vorbim părăști, după aceea ți-o dă. Mergi la școală și stai și stai. Mergi la școală și mai stai și să vii la panglică, când trebuie panglia, să vii și tu să spui că ești de acord cu un astfel de proiect. Că oameni ca tine, pentru asta, pentru asta s-au descoperit. Doar la panglică veniți. Veniți când au oamenii nevoie de ajutor, să-i sprijiniți și să-i detinea să facă lucrurile astea pentru comunitatea pe care o reprezentați. Deci, să știi că asta face diferența în țară. Mă plimb mult prin țară și văd exact oameni care se hotărâți, de la primari până la oamenii din comuni, din comunitățile lor, care se bată cu fiecare idee, să se bată la ei lor. Dacă stai în felul ăsta, ți-am spus, eventual, la panglică, și te-ai bucură, te vei bucura de toți. Da. Nu mai vreau să mai comentăm nimic, ca să nu dăm domnul nimeni. Cine urmează? Ajută și să se variante. Sunt vocații, meseria de două pentru care au fost plătiți, a fost chiar identificată vocația, dar a zis la date economice, tehnico-economice, pentru ei care urmând va există o potențială investiționare, că sunt bani buni și va deși care este așa în punct din punct de vedere economic. Mai greu să mai adăugați să facă. Locațiile și care acelea, dacă s-au realizat, mă
Am văzut asta și am auzit asta. Astăzi aici este un lucru pe care îl cunoșteam. Îl salut pe domnul senator, pe domnul deci, care a avut inițiativa susținerea acestui proiect. Mă bucur că a rămas alături de Galați și cred că și la Galați sunt oameni vrednici care pot face lucruri bune, dar sper ca rezultatul lucrărilor pe care le-au efectuat consultanții pe partea asta să fie în raport cu prevederile contractului care a fost încheiat. Mi-amintesc că, nu cu mult timp urmă, se spunea că vom fi invitați atunci când se vor face, vor începe sondaje, vor începe sondările făcute în Albia Dunării, făcute în zonele care ar putea reprezenta zona pe care să se înceapă realizarea acestui obiectiv. Din păcate, n-am luat cunoștință despre această intenție. Oricum, e un proiect pe care noi, cei din Consiliul Local, l-am susținut de-a lungul timpului și cred că faptul că se petrece această întâlnire acum la final de mandat era pentru noi o mulțumire ca și consilier, dacă am fi avut și rezultatul bine de tot. Mulțumesc! Acum 6 de zile, cred că am văzut la și pe toți ceilalți, să vă anunțăm să am semnat contractul. Nu știu dacă mai vedea ce se dată de oră. Ne întâlnim pentru că, după aceste aproape 6 luni, avem acest aparat. Termenul este 23 iulie, în care se vor putea prezenta așa pe ieșire. Dar vreau să spun următoarea chestie. Eu întreb alegătorii, credeți că dacă până acum, în care până acum, nu ar fi fost încălătoare pentru consultanți, pentru mediul care până la urmă consultat acest lucru a mai fi aici, dar oricum o companie să răspundă de vedere de prima aia dată a fost sau nu un eșec sau un știi și dar în cazul să mergi mai departe. Contractul a fost semnat la sfârșitul lunii noiembrie 2015, am avut o rândă mobilizată în Consiliul de Temă de 6 luni, era la sfârșitul lunii noiembrie. Nu sunt de mână în răzire, mai sunt de mână în gratitudine. Dacă vreau să fac și o completare, pentru mai multe colegiul Rulescu și nu numai, ne-am uitat și eu de istorie. Și prin anii 30, în lume era o criză mare. În Statele Unite, în New York, autoritățile locale s-au gândit ce să facă pentru a ajuta mediul de afaceri care era prăbușit complet. Și-au venit o idee asemănătoare cu noastră. Utopic, în momentul respectiv, se chema construirea Empire State Building, cea mai înaltă clădire până în 1971. Toată lumea a zis că e o tâmpenie. Tâmpenia asta a salvat economia americană, cel puțin cea din New York și din zona. Pentru că a îngrenat vreo 3.000 și vreo 500 de oameni, muncitori, miliarde plătate de acel proiect, care s-au rostogolit în activele care lucrau în toate domeniile din zona respectivă. Deci autoritățile locale pot să intervină și în acest mod, și gândind că poate un norocit de guvern nu o să vină niciodată să facă conexiunile cu tunelul. Mai ales că e vorba și de parte. În față, credeți că un privat vine și investește, vine cu 200, cu 300 de milioane de euro într-un proiect care